Joi 20 octombrie, în județul Neamț, a fost organizată Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți în trei centre din județ, la Piatra Neamț, la Roman și la Târgu Neamț. Mai ales pe partea de locuri de muncă, avem o ofertă mai mult decât generoasă de locuri de muncă vacante, deci 384 de locuri de muncă vacante. Sunt prezenți până la această oră 30 de agenți economici, din 43 care au confirmat activitatea, sper să mai ajungă și de acum dintre ei. Noi am invitat în total 90 de agenți economici, cum am spus, au confirmat 43. Ca și șomeri, am invitat la această bursă 320 de absolvenți, din care cu studii superioare 20. Cum am mai spus și în alte relatări, în momentul de față șomajul este foarte scăzut în zona Roman, puține absolvenți s-au înscris, deci în evidențele noastre noi i-am chemat absolut pe toți cei care sunt înscriși, dar de asemenea am mediatizat evenimentul astfel și alte persoane pot să participe astăzi la bursă. Imediat după închiderea bursei, un comunicat de presă al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă făcea cunoscute rezultatele acțiunii. La finalul bursei locurilor de muncă pentru absolvenți desfășurată astăzi de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă la Roman, au reușit să fie selectat în vederea încadrării un număr de 92 de persoane, iar 14 persoane au fost încadrate pe loc. Cele mai multe locuri de muncă au fost în domeniul industriei, respectiv confecții și în domeniul serviciilor. La Roman, conform comunicatului Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Neamț, au existat 378 de locuri de muncă, la Piatra Neamț 326 și 54 la Târgu Neamț. Conform aceluiași comunicat, la Roman au trecut pragul bursei 193 de persoane, în mare parte absolvenți. Conform aceluiași document, la sfârșitul acțiunii au fost selectate 92 de persoane, din care 40 au fost angajate pe loc.